Sărbătorile Bisericii Ortodoxe variază în funcție de motivul prăznuirii, de perioadele sau zilele în care se încadrează și de fastul cu care sunt întâmpinate. Cele dintâi și cele mai mari sărbători din cursul anului bisericesc sunt sărbătorile domnești sau praznicele împărătești. Numărul acestora este fixat de obicei la 12, iar ilustrarea lor se face iconografic în diferite laturi ale bisericii, cu precădere în naos. Cea mai cunoscută reprezentare a lor este în iconografia catapetesmei, peretele care desparte altarul de naos. Mai precis, cele 12 scene ale sărbătorilor domnești se zugrăvesc în primul registru, de jos în sus al catapetesmei, care urmează corpului principal, cu cele două icoane împărătești, cu ușile împărătești și cele laterale. În legătură cu numărul lor, există diferențe de opinie în manualele de tipic sau de liturgică, dar o primă rânduială o găsim prin consensul care s-a făcut între iconografie, între planul iconografic de pe catapeteasmă, unde sunt 12 icoane ale praznicelor împărătești, în cinstea Mântuitorului și a Maicii Domnului. Atunci când se însumează și praznicele Mântuitorului și a Maicii Domnului și chiar înălțarea Sfintei Cruci. În funcție de datele sărbării lor, praznicele împărătești sunt următoarele. Nașterea Maicii Domnului la 8 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci la 14 septembrie, intrarea în Biserica a Maicii Domnului la 21 noiembrie, nașterea Domnului la 25 decembrie, botezul Domnului la 6 ianuarie, întâmpinarea Domnului la 2 februarie, buna vestire la 25 martie, schimbarea la față a Domnului la 6 august, adormirea Maicii Domnului la 15 august, Duminica Floriilor cu o săptămână înainte de Paști, înălțarea Domnului la 40 de zile după Paști, pogorârea Sfântului Duh și Sfânta Treime, Duminica și Lunea Rusaliilor la 50 de zile după Paști. Așa cum se poate observa, în categoria praznicelor împărătești, intră sărbătorile închinate persoanelor Sfintei Treimi și mai ales principalelor evenimente din viața pământească și activitatea Mântuitorului ori din istoria Bisericii. Noi găsim împrăștiate în biserică în funcție de viața Mântuitorului. Dacă, de exemplu, intrarea în Ierusalim, așa, floriile, o reprezentăm la faptele care ilustrează viața Mântuitorului Iisus Hristos, schimbarea la față, tot așa, într-un registru respectiv în care prezentăm viața Mântuitorului. Deci îl găsim împrăștiate prin biserică, botezul Domnului îl găsim de obicei pe bolta bisericii de la turnă spre pronaos, acolo întotdeauna cu Ioan Botezător și cu botezul Domnului și așa mai departe. Pe urmă, le-am găsit și la icoanele împărătești uneori, dacă, de exemplu, biserica are hramul botezul Domnului, îl vom găsi așa, la icoana, cum privim noi, icoana dreaptă din catapeteasmă, de primul rând, al icoanelor împărătești. Deci, găsim împrăștiate în toată biserica în funcție de viața și activitatea Mântuitorului sau Pugurea Duhului Sfânt și așa mai departe. Listei tradiționale a praznicelor împărătești se adaugă Sfintele Paști, cea mai importantă dintre toate sărbătorile lumii creștine, dar și tăierea împrejura Domnului, celebrată la 1 ianuarie. Această sărbătoare a fost instituită în amintirea tăierii împrejur după trupa Mântuitorului cap prunc, potrivit legii vechi, în a 8-a zi după naștere, când i s-a pus și numele de Iisus. Ea s-a generalizat în secolul al V-lea, probabil după ce Crăciunul a început să fie sărbat și înrăsărit la 25 decembrie.
Dintre praznicele împărătești enumerate, unele sunt sărbători cu dată variabilă sau schimbătoare, adică data lor, luna și ziua calendaristică, depinde de data Paștilor, care se schimbă în fiecare an. Sunt cu date variabile cele legate mai ales de anumite soroace. În momente în care știm precis când a avut loc întâmplarea respectivă care a dat praznicul, atunci avem data praznicului. Florile și cupaștele, de exemplu, au totdeauna dată schimbătoare, fiindcă florile cad cu o săptămână înainte de Pașca regulă, Paștele cade în funcție de echinoxul și de mersul astelor pe cer. Și atunci intervine această diferență. Deci, tăierea împrejur, botezul Domnului, după aceea intrarea în Ierusalim și cu Paștele sunt schimbătoare, înălțarea Mântuitorului este cu dată schimbătoare, rosarii la fel cu dată schimbătoare și mai intervine pe urmă schimbarea la față, care este cu dată fixă, și nașterea Mântuitorului, care este tot cu dată fixă în funcție de aceasta. Deci o parte sunt cu dată schimbătoare, altele sunt cu dată fixă. De-a lungul timpului s-a pus problema încadrării sărbătorilor închinate Sfintei Cruci în rândul praznicelor împărătești. Pomenirea ei se face nu doar la 14 septembrie, ci și la 1 august, precum și în a treia duminică a postului mare. De asemenea, zilele de miercuri și vineri din timpul săptămânii sunt închinate tot Sfintei Cruci. Înțelegem așadar că Sfânta Cruce este un obiect venerat în cultul ortodox și din acest motiv, datorită importanței sale, ziua de 14 septembrie, adică înălțarea Sfintei Cruci, a fost inclusă în rândul praznicelor împărătești. Pentru praznicele împărătești, imnografia cărților de cult este foarte bogată, tipicul este dezvoltat și asistăm de multe ori la foarte multe excepții. De exemplu, slujba învierii, utrenia din noaptea învierii, este cunoscută de credincioși pentru că se oficiază începutul ei afară și are o rânduială specială, solemnă, ca atare. La fel, la pogorirea Sfântului Duh. Imediat după Sfânta Liturghie se oficiază vecernia cu cele 7 rugăciuni și îngenunchierile respective. În rest, toate praznicele împărătești au în vedere stihiri speciale, trupare, condace în cadrul vecerniei, litiei, utreniei și Sfintei Liturghii. La Sfânta Liturghie avem antifoane praznicale speciale, acțioane praznicale, care sunt de fapt irmusul cântării a noua din cadrul canonului. Biserica Ortodoxă a rânduit ca înainte și după marile praznice închinate Mântuitorului Hristos, Sfintei Fecioare Maria sau Sfinților mai importanți, să existe perioade speciale de pregătire și de cinstire a acestor sărbători. În calendarul ortodox, aceste perioade sunt numite înainte prăznuire și odovanie. Ele trebuie înțelese ca elemente constitutive ale unei sărbători sau ale unui praznic, deoarece anunță și adâncesc tema și subiectul sărbătorii respective. În timpul prăznuirii prelungite, cântările închinate sărbătorii predomină la strană. Spre exemplu, în zilele de rând, la utrenie, se cântă întotdeauna mai întâi troparul praznicului. La fel ca și în cazul prăznuirii, după prăznuirea sau prăznuirea prelungită, durează un anumit număr de zile, în funcție de sărbătoare. Majoritatea dintre ele sunt asemenea soarelui, care înainte de a răsări și trimite razele sale, vine și pe urmă să răducește în toată frumusețea și splendoarea lui și apoi coboară spre apus, trimițându-și iarăși razele. Așa se întâmplă și cu o sărbătoare. De aceea vorbim de o preserbare sau înainte serbare sau înainte prăznuire, care ține în funcție de importanța praznicului respectiv și de serbarea în sine a sărbătorii respective și apoi de după serbarea praznicului respectiv,
când se încheie sărbătoarea prin ceea ce noi numim odovani, care înseamnă, de fapt, sfârșit, închidere, așa, terminarea unei sărbători. Unele au câteva zile, alte mai multe zile, alte o săptămână, și înainte sau și după, în funcție de importanța lor. Deci sunt marcate și în calendarul bisericesc, înainte prăznuire, după prăznuire, sau când se termină odovanea, când se încheie praznicul respectiv. Prin sărbătorile, pomenirile care se succed zilnic și anual în biserică, credincioșii reactualizează așadar în viața lor evenimente din istoria mântuirii, care au în centru pe Mântuitorul Iisus Hristos și pe Sfinții Săi. Creștinii obișnuiesc în aceste zile să înceteze orice activitate și să participe la sfintele slujbe oficiate în lăcașul de cult ca forme de prăznuire a sărbătorilor. În calendarul bisericesc, zilele de sărbătoare se pot identifica ușor, fiind scrise de regulă cu roșu și marcate cu o cruce roșie înainte. Antologionul, în greacă, antologion înseamnă culegere de texte și cântări alese, este o carte de slujbă, un minei mic, format din extrase luate din Mineiul cel Mare, cel pentru toate lunile. Cuprinde rânduiala sărbătorilor și slujbele comune ale sfinților de peste an, ale profeților, apostolilor, martirilor, care se preamăresc împreună cu Sfântul la cărui pomenire se serbează. De aceea se mai numește și prăznicar sau minei zbrănit, adică prescurtat. Rânduiala cântărilor pentru sărbătorile mari, ale Mântuitorului, ale Sfintei Fecioare, ale Crucii și ale unor sfinți mari, este întreagă la fel ca în Mineiul cel Mare. Antologionul a apărut ca o necesitate și este folosit când o biserică nu are Mineiul cel Mare pentru fiecare lună și fiecare zi. Antologioane sau florilegii sunt numite și colecțiile, antologiile de imne liturgice, tropare care își au originea în primele secole creștine.